E momentul să începem activitatea noastră. Bună ziua, Hristos a înviat! Bine ați venit la o altă activitate marca Muzeul Județean de Istorie 7 Zadău. Ne continuăm nu doar activitățile, ci programul special pe care îl avem anul acesta asumat, despre care am vorbit de fiecare dată în activitățile noastre. Acel program menit să celebreze tradiția urbană a Zalăului, respectiv Zalău 550. Am asumat-o ca o sărbătoare foarte importantă a comunității locale, din dorința pe care nu încetez să o repet, ca membrii comunității locale, zălăuanii, să-și asume statutul de orășan. Cred că e nevoie de acest lucru. Sau să-și asume mai mult statutul de orășan. Ei, în contextul acestui program Zalău 550, s-au derulat deja o parte din evenimentele pe care noi le-am asumat, dar sigur, de-a lungul întregului an vor fi activități ale căror conținuturi sunt subsumate acestei idei de celebrare a tradiției urbane a Zalăului. Evenimentele diferite facturi, dar cu certitudine, principala componentă a activității muzeului rămâne cea expozițională, activitatea expozițională și mesajul pe care îl transmitem sau îl trimitem către comunitatea locală legat de această sărbătoare. În principal, încercăm să-l transmitem prin intermediul expozițiilor pe care le organizăm. Mai mult decât atât, în anul acesta suntem prezenți în diferite locații, așa cum este locația de aici. Nu doar în spațiile muzeului, care nu sunt chiar toate disponibile în acest moment, dar vom avea o galerie de artă foarte frumoasă și ofertantă și cred că merită această perioadă de sacrificiu. Suntem de asemenea prezenți și cred că mulți dintre dumneavoastră ne-au văzut sau ne-au văzut oferta expozițională inclusiv la mall. Așa cum se va întâmpla de altfel și cu această expoziție. Am dorit să fac această scurtă introducere ca să vă tot reamintesc că e sărbătoare anul acesta pentru zălăuani și poate, nu știu, vor fi poate și alți prieteni, colegi, alte instituții care vor încerca să marcheze această sărbătoare. Revenind la ceea ce ne-am propus astăzi, am să fac doar o scurtă introducere, respectiv o expoziție consacrată istoriei presei zălăuane. Sigur, astăzi este un moment de sărbătoare care celebrează presa liberă. Dar noi ne-am axat pe această tematică și prin prisma faptului că noi, specialiștii muzeului, cercetătorii, istoricii, folosesc în documentările lor, de foarte multe ori, presa locală, într-un context în care, de altfel, istoria presei, la nivel național, este și disciplina academică și este și domeniul de cercetare. Este absolut obligatoriu pentru cercetătorii istorici care se raportează la evenimente, la fenomene caracteristice diferitelor perioade de timp, cele mai apropiate de noi, bineînțeles, este absolut obligatoriu să se raporteze inclusiv la modul de reflectare în presa vremii a problematicilor pe care le studiază. Deci privind presa la modul foarte serios ca o sursă de documentare.
ale căror consemnări rămân peste timp și au această valoare documentară. Sigur, e de datoria mea să fac și această subliniere, și anume că cercetătorul, istoricul, cel a cărui muncă de cercetare trebuie să se subsumeze dezideratului obiectivității în cercetare, chiar dacă nu reușește în totalitate, trebuie să deceleze informația pe care o ia, maniera de reflectare în presă a diferitelor fenomene sau evenimente, trebuie să o ceară puțin și să încerce să o descarce oarecum de pornirile ideologice sau ideologizante ale diferitelor epoci. E o muncă nu tocmai ușoară, dar este foarte important modul în care se raportează istoricul, cercetătorul, la informația consemnată în presă. Nu e un secret faptul că există acest background ideologizant și dacă stăm să ne gândim că poate prima formă de jurnalism ar fi, îi putem considera pe vechi cronicari din țările române, de exemplu, cei care consemnau evenimentele vremii și cei care consemnau într-o anumită manieră evenimentele vremii, nu e un secret că, da, și maniera aceasta de consemnare are o anumită cărcătură ideologică. Am vrut să fac aceste câteva precizări, tocmai ca să înțelegeți cum privim noi, prin această expoziție, cum privim presa și cum ne raportăm la un demers care se bazează pe o istorie a presei. Acum, sigur, problematicile presei, mass mediei de astăzi, rămâne să le dezbateți după acest, sau să le dezbate după acest vernisaj, care sunt multe, grele și poate că, nu neapărat poate, ci cu siguranță merită puse pe tapet. Acestea sunt cele câteva precizări pe care am vrut să le fac. Am să-l invit pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Claudiu Bârsan, să ne spună câteva cuvinte vis-a-vis de inițiativa noastră. Cred că a putut să o și așa treacă în revistă puțin expoziția. Și despre utilitatea unui asemenea demers privind o istorie a presei sau o punere în discuție a presei românești. Hai să nu contextualizăm doar la nivel local. Domnule vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc, domnul director. Mă gândesc acum, mi-ați dat și un subiect de gândire și nu m-am concentrat foarte bine la ce ar trebui, la ce ar urma să zic acum. Deși presa este menită să surprindă foarte bine clipa, vreau să folosiți după mulți ani ca resursă sau ca material de documentare și mă gândesc un pic la lucrurile astea, să mă gândesc și pentru asta ați dat o temă de gândire. Bun. Este o zi a presei libere și discutând înainte de acest eveniment despre presa liberă, nu mai știu care îmi spunea despre ziua presei libere și mi-a venit impulsul să spun, dar ar fi o idee bună. Citam pe cineva. Sigur că presa are un tipul rol. Are rolul de a forma, de a informa, poate un rol de entertainment, are și rolul de a manipula. Și în toate aceste, sau în primele dintre aceste roluri pe care le-am citat, libertatea este esențială, libertatea presei. În lipsa libertății presei, mă tem că aceasta se reduce doar la ultimul rol pe care l-am spus, cel de a manipula. Și cred că, cu atât mai mult cu cât azi avem multiple surse de informare, nimic nu este mai nociv decât a acumula
știri false, aceste fake news-uri și manipulări ale presei. Este foarte important să discutăm despre libertatea presei, însă această libertate vine la pachet, ca să spun așa, și cu o mare responsabilitate. Pentru că atunci când vorbim de libertatea presei, trebuie să vorbim despre o responsabilitate. Responsabilitatea de a fi obiectivi, responsabilitatea unei probități profesionale deosebite și responsabilitatea profesionalismului. Cred că libertatea merge mână în mână cu aceste sau cu această multiplă responsabilitate și trebuie să reflectăm la atât la libertate, cât și la ceea ce urmează după libertate. Atât din punct de vedere al celor care fac presa, cât și din punct de vedere al celor care consumă presa sau al celor pentru care este presa făcută. Este, mă rog, ziua internațională a presei libere, nu cred că este deplasat să vă spun celor care faceți presă la mulți ani, în ciuda sau poate datorită rolului pe care l-am avut, în politică, în administrație, nu știu dacă să spun că în ciuda acestui rol sau datorită acestui rol, am fost foarte apropiat de jurnaliști și eu observ cu regret că pe zi ce trece rândurile jurnaliștilor se subțiază. O spun cu regret și sper să avem în perioada următoare sau să avem jurnaliști, noi jurnaliști responsabili și care să aibă libertatea de a scrie ceea ce trebuie scris sau ceea ce consideră dânsii că trebuie scris. Felicitări muzeului pentru această inițiativă. Am văzut că vizează presa din perioada interbelică. Cei mai mulți sau toți dintre noi cred că am prins cel puțin pe final și presa existentă la noi în perioada comunistă și probabil că putem să ne gândim și la o antiteză, ceea ce înseamnă presa liberă și ceea ce înseamnă presa într-un sistem opresiv. Bine, inclusiv în zilele noastre putem să vorbim despre prezența sau lipsa libertății presei. Felicitări pentru această inițiativă. Cred că m-am abonat acum la acest șir de evenimente vizând urbanitatea Zahărăului. Promit că vin și la următoarele pentru că le urmăresc cu deosebit interes. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte. Deja ați lansat teme pentru dezbaterea care va urma acestei vernisări de expoziție. Eu deliberat nu am intrat în considerație vizând presa și problematica actuală a presei, tocmai pentru că las ca dezbaterea să își aibă propriile provocări după vernisaj. Da, sigur, sunt multe chestiuni de discutat vis-a-vis de presă, libertatea presei, resursele presei, maniera în care se poate autosusține și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte de discutat. Dar le păstrăm pentru dezbatere, așa că am să-l invit pe colegul meu, Marin Pop, șef de secție în cadrul Muzeului Județean de Istorie Zahărău, cel care a avut conceptul, care a propus această expoziție și care a și realizat această expoziție, să ne vorbească așa, pe scurt și esențializat despre acest demers, până la urmă, de istorie. Pentru că expoziția asta se dorește. Vă mulțumesc! Hristos a înviat! Domnul vicepreședinte, onorată asistență, așa cum s-a subliniat, astăzi este Ziua Internațională Presei Libere și cu această ocazie ne-am gândit să organizăm o expoziție care cuprinde un istoric, să spunem, al presei zăloane din perioada interbelică.
Așa cum sublinia doamna manager, poate primii jurnaliști ne putea considera pe cronicar, dar primul ziar tipărit, să spunem, de la noi din țară, în zona românească, apare la Sibiu, la sfârșit de secolul XVIII, anul 1784, este vorba de ziarul Siebenburg Zeitung. Apoi în Moldova, puțin mai târziu, la 1790, un ziar Corriere di Moldavia, cu apariție, din păcate, efemeră. Și apoi urmează două evenimente marcante pentru presa românească. În anul 1829, la București, Ion Eliade Rădurescu ființează ziarul Curierul Românesc. Și la puțin timp, la Brașov, prednicul de pomenire George Barițiu înființează Gazeta de Transilvania, i s-a spus la început, la 12 martie 1838, ziar care și avea sediul în Casa Mureșenilor, care astăzi este muzeu. Sunt colegii noștri de la Casa Mureșenilor, care încearcă să pună în valoare tot patrimoniul Brașovului și al familiei Mureșanu. Pentru spațiul nostru sălăjan, primul ziar amintit ar fi o revistă manuscris de la Cosniciu de Sus, a unui învățător, dar din păcate nu s-a păstrat niciun exemplar. N-a fost găsit până acum și un an mai târziu, se întâmpla la anul 1876, când se înființa Comitatul Județul Sălaj, apare ziarul Silag, Sălaj. Abia la începutul secolului 20 apare primul ziar românesc în Sălaj, la Șibleu Silvania, este vorba de Gazeta de Duminica, la începutul lui ianuarie 1904, iar în Zalău, abia după Marea Unire, apar ziarele românești și primul ziar care apare în Zalău este ziarul Sălaj, în anul 1922. El apăruse de fapt cu 2 ani înainte la Jibou. Este ziarul fraților Laurențiu și Emil Bran, preoți memorandiști care l-au însoțit pe Bada George cu delegația memorandistă la Viena. Și în anul 1922 își mută sediul la Zalău pentru că Emil Bran, personalitate marcantă a Sălajului, între 1920-1922 a fost senator liberal în județul Maramureș, iar din 1922 în Sălaj. Să spunem senator de Zalău și în acest context își mută sediul redacției în Zalău și este un ziar, și asta se intitula, Foaie politică și culturală. Și încearcă, din câte am studiat și acest ziar, un echilibru între cultură, istorie și politică, fiindcă în coloanele sale găsim foarte multe informații și despre istoria județului Sălaj, apoi informații despre evenimentele culturale, starea sanitară a județului, Zalăului. Apar în 1922 evenimentul cel mai important al anului fiind încoronarea. Apare și în ziarul Sălajului. Anul 1923, acum un secol, pe lângă adoptarea Constituției, cel mai important eveniment, cred că a fost dezvelirea, ridicarea și dezvelirea monumentului lui George Pop de Băsești. Comitetul de inițiativă s-a înființat aici, la Zalău. Apar diferite știri, cum am spus, culturale, în special vizite ministeriale în ziarul Sălajul. După ziarul Sălajul, în anul 1924, sub egida Inspectoratului Școlar,
apare revista pedagogică culturală Școala Noastră. A apărut între 1924 și până în 1940, până la dictatul de la Viena, aici la Zalău. Și pe lângă problemele specifice învățământului, lecții model, adunările generale ale Asociației Învățătorilor Sălăjen, care avea loc aici la Zalău, metodici de predare, apar și multe știri și l-am selectat o parte din aceste știri despre activitatea extrașcolară a învățătorilor și evenimente culturale. Sfârșitul de an al elevilor, evenimentele care se organizau la sfârșit de an, apoi serate, dansante, piese de teatru, concerte care se organizau. Și aici ar fi de amintit câteva personalități care s-au ocupat de această revistă. În primul rând, inspectorul general de la momentul respectiv, Ioan Manco, Dumitru Mărgineanu, munca lui a fost continuată de către Dumitru Mărgineanu, Ioan Ardeleanu senior și, nu în ultimul rând, mai mulți colaboratori învățători, printre care am amintit aici și pe eroi, martiri, învățători, Lazar Cosma din Trestea, care au colaborat la revista Școala Noastră. În anul 1925 apare și primul proiect editorial informativ-cultural și din program, în programul său, Leontin Ghergaru, profesor Ghergaru, la momentul respectiv și director al Liceului de Stat din Zalău, sublinează faptul că va fi doar un ziar informativ-cultural și nu va intra în zona politicului. Deși găsim în campaniile electorale liste de alegători, rezultate ale alegerilor, dar nu intră în ideologie și în propagandă politică, fiindcă existau ziare sau oficioase, cum se spuneau, ale organizațiilor județene, ale partidelor politice. Ziarul Meseșul a funcționat până în anul 1931, când, din păcate, marea majoritate a ziarelor a fost afectate de criza economică mondială. Dar proiectul a fost reluat sub numele tot de Leontin Ghergaru, în 1936, după criza economică, sub numele de Gazeta Sălajului. Ei, cele două ziare le-am considerat cele mai importante pentru Zalăul interbelic și ne oferă o adevărată radiografie a Zalăului. Am selectat știri, reclame, evenimente culturale care am considerat că sunt mai importante. Desigur, și la momentul respectiv, reclama juca un rol important în susținerea presei. Apoi, evenimentele culturale marcante din Zalău, Sfințirea Bisericii Ortodoxe, evenimentul cultural cel mai important din întreaga perioadă interbelică, Adunarea Generală a Astrei din 1926, care a avut loc la Zalău, unde au fost prezenți și peste 100 de frați basarabeni, în frunte cu Mitropolitul Gurie al Basarabiei. O serie de expoziții care s-au organizat. Atunci vedem și școala de la Baia Mare, care a fost prezentă la Zalău, care atunci va ființă. Expoziții, cum am spus, reclame, evenimente culturale. Dar, din păcate, fiindcă povesteam înainte cu domnul vicepreședinte, nu am mers. Am încercat să surprindem această parte pe care o considerăm, perioada pe care o considerăm, să spunem, decât democratică, cea dintre cele două războaie mondiale.
Fiindcă și aici, spre sfârșitul acestei perioade, începând cu instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, se observă și în coloanele ziarului Gazeta Sălajului, apariția străjeriei, cei care au ridicat cabana de la Porolisum, au participat la primele săpături arheologice de la Porolisum, alături de profesorul Gergariu, alte evenimente, marele istorie Nicolae Iorga, conferenția din Sala Transilvania, piese de teatru puse în scenă de Lucia Sturza Pulandra, Constantin Tănas a fost prezent, se spunea în Sala Teatrului Orășenesc, sunt consemnate și în presa vremii, și ultimul, să spunem, conferențiar de seamă a fost chiar Constantin Daicoviciu, în august 1940, când prezintă un fel de raport de săpături în urma campaniei pe care o efectuase cu un an înainte la Porolisum, împreună cu profesorul Gergari. Acesta este presa culturală. În ceea ce privește presa agrară, exista și în acest domeniu un ziar, se spunea Foaia Plugarului. Apărea sub egida Camerei de Agricultură, cărui președinte era Gheorghe Pop de Oarța, cel care a fost și primul prefect după 1918, primul președinte al Consiliului Județean și primul președinte al Camerei de Agricultură. El era gira, de fapt, acest ziar, care oferea sfaturi în special agricultorilor, dar să nu uităm că și în Zălău se făcea atunci agricultură, fiindcă nu se construiseră încă locuri în Zălău. Cel care se ocupa, de fapt, de ziar era inginerul Fătu, Nicolae Fătu. Prința presei politice, am amintit ziarul Sălajul, care reflectează, într-o oarecare măsură, activitatea organizației Partidului Național Liberal. În anul 1934 apare ziarul Sălajul Nou, ființat de către Ioan Mango, un oficios al Partidului Național Țărănesc, dar apare, din păcate, doar în acest an, 1934. Și am mai amintit ziarul Steaua, care apare, a fost doar un ziar de campanie, un ziar al Partidului Poporului în 1926 și apare doar pe perioada campaniei electorale, doar 6 numere. Deci cam acestea ar fi categoriile de presă care apar în Zălăul interbelic. Și ar fi de amintit câțiva oameni de presă, că la nivel național știm că jucau un rol foarte important, Panfil Șeicaru și mulți alți jurnaliști, Nichifor Crainic, Radu Gir. Dar noi în Sălaj i-am amintit, în primul rând, pe profesorul Leontin Gergariu, Grațian Mărcuș, pe Ioan Mango, pe Ioan Ardelean Senior, care în această perioadă democratică, să spunem că au lucrat și în domeniul presei, fiindcă spuneam de Leontin Gergariu, că el era, de fapt, directorul liceului de stat din Zălău. Și cu această ocazie ne-am gândit să inițiem și o mică dezbatere în parteneriat cu Asociația Jurnaliștilor Sălăjeni, pornind tocmai de la un articol scris de către Leontin Gergariu,
despre situația, poate oarecum asemănătoare, a presei și a cititului în perioada interbelică, de acum 100 de ani. Și iată ce spunea Leontin Ghergară în articolul Falimentul scrisului în ziarul Messeșul în 1927. Dar un fragment, în coloanele gazetei noastre, a mai scris odată despre faptul că unii intelectuali români nu citesc nimic sau aproape nimic. Atunci, mi se părea exagerată afirmația noastră. Azi însă ne-am convins mai mult despre veracitatea celor afirmate atunci și susținem din nou că societatea românească a dus scrisul românesc în stare de faliment. Și pentru că să nu îi se pară cuiva că vrem să pozăm, prin cele afirmate mai sus, dăm și dovezile. Cea mai răspândită gazetă românească, Universul, care apărea la București, are abia 150.000 de cititori. E o cifră infimă față de numărul de 16 milioane de români câți locuiesc în țara aceasta binecuvântată de Dumnezeu. Așadar, iată, am putea porni de la cele afirmate de Leontin Ghergară să ne punem câteva întrebări în ceea ce privește rolul presei în societatea actuală, în special al presei scrise, viitorul presei și pentru acest moment o să-l invit alături de mine domnul Daniel Săuca, președintele Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni, să încercăm să dezbatem câteva probleme cu care se confruntă presa sălăjeană în societatea actuală, să facem un arc peste timp, pornind de la presa interbelică la presa actuală. Mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativă. Am susținut organizarea acestui eveniment și pentru că e un subiect care ar trebui să fie important pentru noi, și anume presa și ceea ce se întâmplă în societate. Nu cred că prea putem face comparații cu ce s-a întâmplat în perioada interbelică și ce este astăzi. Atunci existau puține, să spunem, instituții media, era presa scrisă și mai era, să spunem, radio. Și mai erau acele agenții de presă care trimiteau știrile, hai să zicem, și alea puteau fi incluse în rândul media. Astăzi există o multitudine de instituții media, presă scrisă, radio, televiziune, online, și din perspectiva asta lucrurile cu siguranță nu pot fi comparate. În Zalău, eu zic că stă mai bine astăzi ca număr de instituții de presă decât în urmă cu perioada care o susținem dumneavoastră. De altfel, Zalău n-a stat prea bine din câte am observat. Eu am studiat și eu această perioadă. Mai degrabă și Mleu a fost cumva peste Zalău. Și presa de limba maghiară a fost mai, să spun, mai puternic în acea perioadă. Așa cum se știe, după 46-47, în Sălaj au existat doar câteva ziare. La începutul anilor 50, la Zalău, Raiul Sălajului, la care s-a transformat, mă rog, dintr-un organ de stânga, să spunem așa, într-un organ al partidului din acea vreme, apoi la Jibou, la Jibou Drum Nou, de altfel un titlu care se regăsește multe județe din țară, și cam atât.
există o perioadă mare de timp, eu zic că peste 15 ani, în care Zalău, adică județul Sălaj, deci nu a existat niciun organ de presă. Mă refer deci la perioada regiunilor, deci până în 1968. Deci în 1968, odată cu reînființarea județelor, apare Năzuința. Și această publicație a fost singura din județ până în anul 1989. Au mai existat, să spun, corespondenți de presă la Scânteia și la alte publicații, dar nu a existat decât această publicație, Năzuința, până în 1989. Ei bine, după 1989, lucrurile evident că se schimbă. Reapare Graiul Sălajului, reapare Sălajul de care aminteați, dar mai târziu Sălajul Orizont, iar după mijlocul anilor 90 încep să apară și alte publicații, Magazinul Sălajan și așa mai departe. Astăzi, repet, din perspectivă strict cantitativă, stăm mult mai bine decât atunci. Apar astăzi două cotidiene, e vorba de Graiul Sălajului și de Magazin Sălăjan. Apar săptămânale în limba română și în limba maghiară. Apar reviste de cultură, revista Caiete Silvane, anuarul muzeului și alte publicații. Stăm poate mai rău la postul de radio, din câte știm, nu mai avem un momentul de față niciun post de radio local. Avem, dacă nu mă știu, un singur post de televiziune, dar cred că așa cum situația este incertă. Și avem o publicație săptămânală în limba maghiară, Sirașac, și o revistă de cultură în limba maghiară, Hebel. Și cam asta fi, așa pe scurt, că panoplia presei locale. Mai există corespondenți pentru media centrală, dar nici aici nu prea mulți. În afară de Adrian Lungu, Radio România, nu știu alții. Stela Semălaru pentru Ager Presa. Alții nu mai știu. Poate că sunt. Cum ziceam, cantitativ stăm mult mai bine decât în treaba interterică. Din perspectiva calității, aici lucrurile sunt discutabile. În ultimii ani, din păcate, la nivel național s-a produs o degradare a limbajului jurnalistic. Și cauzele sunt multe. Nu putem da vina numai pe ziarist, nu putem da vina numai pe patron, nu putem da vina numai pe partidele aflate la guvernare, etc. Sunt crize complexe, dar din punctul meu de vedere, cea mai importantă cauză a degradării, să spun, jurnalismului în România, este această explozie a așa zisului jurnalism online. Și practic asta a schimbat fundamental ce se întâmplă astăzi. Iar acest așa zis jurnalism online aproape că a înlocuit jurnalismul de tip clasic. Deci astăzi nu mai vorbim de jurnalist în sensul așa cum știam noi în urmă de cât 15-20 de ani. Astăzi, pe Facebook, întâlnim sute de mii de jurnaliști. Sute de mii de jurnaliști. Care își exprimă opiniile, scriu, colportează știri sau colportează zvonuri, sau sunt postați sau răspândați a unor partide, sunt așa numiti vloggeri, influenceri, etc. Este o nebunie ce se întâmplă astăzi în online. Și, cum ziceam, din punctul meu de vedere, asta este principala cauză pentru care asta nu mai avem, nu mai aveam presă. Adică presă care să lucreze sau să funcționeze după regulile clasice ale jurnalismului. Astăzi nu mai știm ce este știrea, nu se mai scrie editoriale decât, dacă nu știu, cred că m-am Magazin Sălăjan mai apare editoriale, adică deci mai există o rubrică de opinie, care un ziarist sau un publicist să-și exprime opinia despre un lucru sau despre un fapt sau despre o părere.
Și oarecum ciudat, am ajuns din nou la o situație de autocenzură, așa cum exista pe vremea comunismului. Astăzi și jurnaliștii care mai sunt, să spun, rezonabili din punct de vedere profesional, refuză să mai scrie, în sensul de a-și exprima opinii. Preferă pur și simplu mulți dintre ei, din păcate, am văzut asta și în salaj, să fie conformiști, să preia comunicate de presă, e un spor național, asta un spor național. Și acum e și mai simplu, că se preia comunicatele de presă direct pe Facebook. Deci nici nu mai, nici nu mai trebuie să aștepți sau să faci, cum să spun eu, să faci un efort de a suna. Iar din punctul meu de vedere, asta este o chestiune generalizată, nu se mai respectă regulile jurnalistice. În presa locală n-am văzut de multă vreme de pierdă opinia celui în cauză. Adică să fie sunat un ins care este acuzat de ceva. Nu se mai practică jurnalismul. Sigur că suntem vinovați toți de asta. Sigur că a fost și criza de la sfârșitul anilor 2000, apoi a fost pandemia, care evident că a tulburat mult apele presei. Sigur că sunt și condiții specifice județului Sălaj. Te poți aștepta să existe o presă foarte, foarte puternică. Și apoi o altă cauză, care poate că o va spune domnul Pădurean, că este aici și în calitate de patron de publicație, au crescut enorm prețurile. Au crescut enorm prețurile, deci mai ales la partea de tipar. La partea de tipar, anii trecuți, am asistat la ceva incredibil, de nu mai exista hârtie de tipar. Și hârtie care se aducea culmea din Rusia, din Ucraina, astăzi nu mai vine nici de acolo. Din perspectiva asta, nu știu cum o să funcționeze lucrurile în continuare, dar presa scrisă, eu cred că nu va dispărea. Ea va rămâne cumva într-un format, să-i spunem, hibrid. Poate cu o dezvoltare mai puternică, așa numitul online, nu știu asta, putem să știm asta. Bun, cam asta e în mare ce am vrut să spun. Mă bucur că am putut participa, așa cum vă provoc la discuții, domnule Pădurean, vă rog, ca patron de presă. Ziua și Hristos a înviat. Am fost pregătit dacă m-ați provocat și văd în Inghețul la Mare deocamdată. Îmi face și plăcere să vă revăd cu o parte dintre dumneavoastră. Și noi ne-am mai întâlnit în diverse împrejurări legate de presa sărăjană. Nu-i domeniul meu, este clar, și printr-o împrejurare cu totul întâmplătoare, firma manager SRL este proprietarul graiului Salașului în anii 2000, ca să de puțină istorie, foarte pe scurt, date pe care le poate nu le știți, eu ne fi implicat în politică de niciun fel. Reștiință zbornistică, vorba domnului director. Are o problemă existențială, care să la vremea aceea, nu se opria de bani, erau mani, era clar. Forții noștri colegi, o parte decedați, erau într-o stare destul de critică. Noi aveam o tipografie cu patru grupuri de tipărit la firma Universal, unde tipăream etichete și cutii pentru produsele noastre de rengerie și pentru conserve de la fabrica de mezeluri. Și se ne-au contactat dacă nu putem să tipărim ziarul. Ne-am mobilizat, era o situație destul de critică, aveau datorii pe la nume și tipografie, în fine, termin într-o frază. Și am reușit să scoatem ziarul la cele patru grupuri ale noastre. Color, evident, erau 12 pagini, se pare atunci, 18 pagini. În fine. În timp, n-au putut să plătească evident, costul tipărit. N-a fost o perioadă agresivă, din potriva, a fost la cererea celor de atunci, ținând tot de istorie, dar foarte puțin știu acest lucru. Chiar și colegii jurnaliști care au lucrat pe la Graiul în Consulatea Pământără,
Și atunci am convenit, bun, haide să salvăm situația, o preluăm, noi avem o situație financiară bună la grup universal, și ea, pentru că să spun, mulțumesc, înțelegere, ok? Și am preluat capitalul, la vremea aceea, cu întreaga echipă redacțională. În timp i-am mutat acolo unde sunt acum, și lucrurile se leagă, așa, între timp a răscumpărat tot capitalul lor, pentru că s-a dus cu ceva bănișori acasă, nu cine știe ce, dar la vremea aceea de la faliment, l-a primit ceva după munca lor, care pentru mine a însemnat o răsplată binevenită, atunci când am cumpărat părțile sociale, i-am adus în nou sediu vis-a-vis de muzeu. Trebuie să vă spun că prima apariție a Graiului Sărăcului, ca să vină acum în perioada postbelică, foarte interesant și să revin la subiectul ăsta foarte pe scurt, a apărut în 4 august 1946 și s-a tipărit la tipografia Luceafărul, care avea localizarea în actualul clasament al magazinului Silvania. În spațiu era o librărie, din câte mi-am aminte, așa scria în analele istoriei. Și în spate era tipografia lui Șereș, ceva de genul, ok? Cam acolo pe unde suntem acum noi cu redacția, pe unde sunt colegii noștri cu redacția. Poate că nimic nu este întâmplător, uite, după 10 de ani, după 77 de ani, în august vom face 77 de ani, un ziar care nu mie mi se datorează, care apare, are istorie, dar are și prezent și sper și viitor. Cât o fie de bun, dar sper să nu moară niciodată. Dacă vor încape pe mâini care știu ce înseamnă opinia publică. Și libertatea presei, apropo de libertatea presei. Acum, revenind la evenimentul de astăzi, foarte pe scurt, pentru mine este o surpriză plăcută, pentru echipa de la muzeu, este clar, să vorbim și despre istoria presei. Noi că știm din popor, cei care nu suntem în domeniu, că vorbim despre săpături, despre descoperirea rolice, etc., etc., pe care mi le știm, le-am vizitat, am mai participat la mai multe evenimente, dar să vorbim despre presa sălășană, chiar în perioada postbelică, care nu prea aveam habar mulți de interbelică, mă scuzați, este pentru mine o surpriză plăcută. Motivul pentru care vă fericit, atât cât contează fericitările mele, dar sunt sincer. Revenind acum la prezent, apropo de libertatea presei, nu doar să comentez eu prea mult, dar trebuie să vă spun surprinzător, domnule director, n-am lucrat împreună niciodată, deși știți că aveți admirația mea pentru ceea ce faceți acolo, chiar dacă uneori ne-am contrat și m-am invitat în presă, dar asta este rostul presei, pe vremea tinereții mele, jurnaliștii de talia dumnealui, ne luau la rost. Era totuși presă liberă. Formal, trebuie să vă spunem că și acum presa este liberă. Adică nu sunt ziare de stat. Nu știu, în țara și nu sunt ziare de stat. Cred că s-a administrat în sistem oarecum privat, finanțat de parțial de stat sau da, revistă și așa mai departe. Dar din ziarele care apar acum cotidian în Sălaș, cel puțin cele două pe care eu le știu și cel în limba maghiară, nu sunt finanțate de stat. Sunt finanțate în sistem privat și trăim din vânzarea de ziare, de aceea trăim așa de bine, puneți schimbări de rigoare și de reclame pe care ne dați dumneavoastră și cetățenii și firme din județul Sălaș. Ceea ce cred că pentru jurnaliștii care au trecut pe la Traiul Sălașului, eu personal, tot cred în premieră și sunt destul de mulți aici, nu cred că a spus vreunul dintre ei, mă rog să scrieți despre cineva așa. Doar dacă un subiect apărea undeva și a primit reclamații ulterioare, am putut să discut cu redactorul șef despre asta. Dar meritul este a jurnaliștilor din Sălaș, domnilor directori, și celor prezenți aici, e al lor meritul, nu al meu ca și finanțator. N-am niciun merit că am finanțat din postura de firmă, cu capital pe acțiuni, acest iar. Nu cred că dispare dorința de a duce în fața opiniei publice adevărul mai departe. Chiar atât cât jurnaliști mai sunt și trăiesc în această profesie. Sunt că de ce nu sunt jurnaliști mulți? Pentru că sunt plătiți ca atare. Nu ne așteptăm ca statul să susțină ziarele. Dacă o susține, dacă o vor susține vreodată, au și făcut-o până acum, o vor face cu interes. Și o să închide mult de guri, la foarte mulți. Cu interes mai mare sau mai mic, evident. Pe față sau mai puțin pe față. Dar viitorul este acesta, după opinia mea, cred că ziarul scris va mai exista. Noi tipărim undeva în jur de 700 ceva de ziare le vinde pe zi și undeva între 7.000 și 15.000 de cititori online. Astea sunt date reale, vă poate spune și domnul de la colegul nostru, Daniel Moreșan, de la magazin Sălăjan. Nu știu pe unde sunt dumnealor cu datele și statistice, sunt date reale. În funcție de tema din ziar, de articol, cam aici sunt sălăjenii și de peste tot, din țară sau de afară plecați, care sunt interesați într-o zi de ziarul tipărit sau de ziarul de citirea online a ziarului Graiului Sălaș, site-ului nostru.
În rest, dacă, așa cum se simte deja foarte puțin timid, cartea scrisă va apare din nou în brațele noastre și pe lutieră, probabil că încet, că și invers procesul a fost tot invers, mai întâi a dispărut cartea din mâinile cititorilor, în special celor tineri, și abia după aceea presa scrisă. Acum, se pare că procesul este invers. Apare cartea din nou de interes pentru tineri și pentru cititori. Nu că ar fi clasa intelectualilor mult mai vastă, dar există oameni care sunt interesați de a ține în mână o carte și probabil că în timp, dacă ne ținem toți bine, și mai putem vorbi despre presă, de ce nu? Nu suntem aici cu mesaje politice, niciun întâmplător și sper că nici cei din sală. Chiar avem libertatea să spunem ceea ce vrem. Nici nu s-a regizat nimic, este clar. Acesta este un câștig, doamnelor și domnilor. Mi se pare firesc nouă, dar nu cred că se întâmpla în toți ani. Ia încercați după 45-50 până în 1989 să spuneți aceste cuvinte. Nici nu le puteam întâlni. Mi se pare banal acest lucru, dar este un câștig extraordinar, pentru că noi putem vorbi liber și uite, o instituție a statului pune pe pereți o întreagă istorie intervenită. Și noi putem vorbi liber și le putem contrazice sau completa, chiar și în mod critic. Acesta este o mare chestie pentru un cititor de rând a ziarului din Sălaș, a Parisului din Sălaș. Și aș spune eu încheiere, ca să nu vă plictisez, cred că ar trebui să vorbească presa sălășană și media, social media din Sălaș, indiferent sub ce formă e tipărită sau online, mai mult despre Sălaș. Este aici Adi Lung. Niciodată nu vorbește de evenimente din Bâlcea. În fiecare zi vorbește despre evenimente din Sălaș. Și este un radio național. Este foarte bine. Nu dau un sfat și nu cer chestia asta, nici măcar redactorul care mai lucrează la Draiu Sălașului. Dar este de dorit să vorbim mai mult despre noi. Cine să vorbească despre greutățile și lucrurile bune din Sălaș. Haideți să încercăm noi, poate că asta ne rămâne. S-ar putea peste 50 de ani, cineva de la muzeu, sau de altundeva împreună cu Asociația Jurnaliștilor de la acea vreme, să mai pună pe pereți gazetăria și mass media din anii 2020. Este posibil acest lucru. De ce să nu fie posibil? Închei când am mulțumit că ați avut răbdare să mă ascultați. Urez succes mai departe presei sălășene și vă fericit pentru cei care ați organizat acest eveniment, pentru că, uite, am avut ocazia încă o dată să spunem că totuși suntem liberi, măcar să spunem ce vrem, dacă nu ne-am arătat scrisul totdeauna, măcar între noi. Dacă îl întrebă Domnul său, ca Domnul, ești liber să scrii? Păi e liber să scrie că eu citesc ceea ce scrie în magazin sălășean. Chiar dacă este o poziție oarecum relativ ingrată. Și la mine pentru asta care curaj. L-am fi cineva nu, l-am anchetat cineva nu. Uite, o dovadă de libertatea presei. Deci a spus că nu este liberă presa. Sunteți angajat la o instituție a statului. Este liberă presa. Sunt angajat la muzeu, care este o instituție a județean. Nu este liberă presa. Poate noi, ca oameni, nu suntem liberi interior încă. Avem frică de ceva. S-ar putea să avem noi frică mai multă decât ar trebui să o avem. Haideți să îndrăznim. Dovada, realitatea palpabilă este că nu e chiar așa de închisă sau de neliberă presa. Vă doresc succes și toate cele bune. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De aproape 8 ani sunt corespondentul Radio România Actualități în județul Sălaș. Deci, angajat la Radio România Actualități și de mai mulți ani sunt membru în Asociația Jurnaliștilor din Sălaș și sunt mândru de asta. De vreo 2 ani sunt membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. În timp ce l-ascultam pe domnul său ca și pe domnul Pădureanu, să știți că aveam un regret despre faptul că în sală suntem atât de puțini jurnaliști. Vorbim despre ziua presei, despre jurnalism, despre ziariști, dar suntem atât de puțini ziariști în sală. Noroc că mai sunt foști jurnaliști. Așa cum spunea și Daniel. Da, așa este. Eu sunt trist și vorbesc în numele meu. Nu vreau să vorbesc în numele nimănui. Am ajuns de cele mai multe ori să fiu singur la conferințe de presă. Nu e o laudă, e o constatare. La ședințe, la... Și asta este trist. Este extrem, extrem de trist. Nici nu știu ce se mai întâmplă cu presa. Unii spun că trece printr-o deprofesionalizare cumplită. Toată lumea aruncă cu o pietre în presă. Dar nimeni nu spune nimic și despre publicul presei. Oare publicul cum e? Dacă mă iau după regulile lui Daniel și încerc să scriu un reportaj așa cum trebuie, s-ar putea să-l citească foarte puțin. Vă dau un exemplu.
de aproape 2 ani colaborez cu magazin Sălăjan și într-un weekend era rândul meu să acopăr evenimentele, accidentele rutiere și partea urâtă a locurilor, care trebuie făcută. Și nefiind un priceput în trale tehnicii, am atașat pe site doar titlul, un titlu banal, morbid, accident la Herecleanu, atât. Și fotografia. Nu știu ce am făcut, dar textul nu s-a mai atașat. Și mă sună Daniel Mureșan, care din păcate acum a trebuit să plece, mă sună după o oră și ceva, vezi că n-ai atașat textul. Era doar titlul și fotografia. Și acele 3-4 cuvinte din titlu și fotografia, deja într-o oră fuseseră, nu știu, 2000 și ceva de accesări. Și atunci mi-am zis că ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. Să știți că oamenii astea vor. Vor, nu știu, murdărie, vor, nu știu, aceste rețele de socializare au distrus cumplit, cumplit vă oameni care se cred, n-au pus mâna pe o carte în viața lor, dar se cred, nu știu ce Dumnezeu să mai cred. Eu am 22 de ani de presă, dar credeți-mă că mai am extrem, extrem de mult de învățat, mai am și mai mult de citit, ca să pot să ajung acolo unde trebuie. Mulți mă întreabă, de ce te duci la ședințe, la conferințe, cu mulți dintre directorii de aici? Pentru că acolo poți să-l cunoști, să interacționezi cu ei, să le pui întrebări. Au ajuns oameni să-mi spună că nu ne mai cunosc pe noi, jurnaliștii săraci, că nu ne-au văzut la față, că nu știu cum arătăm. Eu cred că n-am mai trecut printr-o asemenea criză, nu știu ce fel de criză, cred că n-am trecut niciodată. Corectați-mă, sunteți mulți dintre voi care ați lucrat în presă, văd vreo 4 oameni și oameni buni. O salut pe Bianca, o salut pe Silvia, pe Mihaela, nu știu care, pe Andreea. Da, Ana, uite pe Ana, care era extrem de... Spus că sunt mai mulți în sală. Da, sunt mai mulți. Da, mulțumesc!